Bun găsit, doamnelor și domnilor, pentru că îmi susțineți activitatea atât de mult. Vreau să vă anunț că proiectul Alexandra Coman, acest canal de astrologie, a ajuns numărul 1 în România pe secțiunea astrologie. Așa încât vă mulțumesc. Și deoarece acest canal crește exponențial, în fiecare lună intră pe el și rămân pe el de la 1500 la 2000 și plus 2000 de oameni. Este important să anunț pe toată lumea că pe lângă acest proiect Alexandra Coman YouTube, care este un proiect pro bono, care este o informație astrologică muncită mult și de mine și de echipa mea la montaj ulterior, informație gratuită, care vine înspre voi pentru a ajuta la creșterea conștiinței colective. Vreau să vă reamintesc că există și o serie de produse scoase spre comercializare, produse pe care, dacă le achiziționezi, evident că ne susții activitatea. Din acest motiv, îți reamintesc că pe bilete.ro sau pe scriindu-ne pe adresa contactarond@alexandracoman.ro poți să achiziționezi horoscopul ultra detaliat al lunii. Poți să achiziționezi webinarii. Poți să achiziționezi horoscopul anului 2022. Sunt 4 ore și 40 de minute de filmare în care se analizează zodiile, fiecare zodie, ascendent și lună natală și relația cu planetele retrograde a fiecărei zodii în 2022. Deci, horoscopul lunii, webinarii, horoscopul ultra detaliat al anului 2022 pentru fiecare semn zodiacal în parte. V-am zis, 4 ore și 40 de minute de filmare. Și la final vă anunț că există și agenda anului 2022 în format PDF, deci format electronic, sau format fizic, poți să-ți o comanzi să-ți vină acasă. Prin achiziționarea acestor produse, așa cum ți-am spus, îmi susții activitatea și a mea și a echipei mele. Vreau să îți mulțumesc pentru toată participarea ta la creșterea proiectului de astrologie Alexandra Coman și te invit în continuare să vizionezi filmarea care urmează. Încă o dată mulțumiri și îți doresc o zi absolut superbă. Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 12 februarie, sâmbătă, și dacă este sâmbătă, de ce nu ai afla informații care te-ar putea ajuta în viață? Pe bilete.ro sunt postate o parte din, foarte mică parte din webinariile pe care le-am ținut în ultima perioadă și dintre acestea ți-aș recomanda cei patru dragoni ai abundenței și webinarul de deschidere al anului care este Evergreen. Deci asta înseamnă că poate fi folosit, utilizat, informațiile de acolo sunt valabile tot timpul. Se numește cele trei daruri jupiteriene, dragoste, abundență, cunoaștere, un webinar în care afli foarte multe lucruri și despre cum poți să calculezi niște lucruri care te-ar putea ajuta pe tine sau pe cei dragi ție. Așa încât ți le recomand cu drag pe bilete.ro dacă vrei să faci ceva în weekend, să înveți lucruri noi. Și este sâmbătă. Astăzi trebuie să avem grijă la latura noastră competitivă, pentru că vom avea tendința să ne luăm la trâncătă cu toți și toate. Așa încât atenție la competiție. Și hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte în această zi de sâmbătă. Începem cu Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. O acțiune publică, fie participați la o zi de naștere, fie sunteți invitați la niște prieteni, fie intrați pe Zoom la un eveniment, și sunteți acolo foarte atinși și pasionați de ceea ce faceți. Deci, o zi în care se anunță multă activitate socială. Taur,
ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Taurii se bucură de roadele unei colaborări care a dat un rezultat mult peste așteptări. Ești lăudată sau lăudat, apreciată, poate intră și niște bani în conturile tale și îți dai seama cât de puternică ești sau puternic în tot ceea ce îți propui să faci, pentru că ai avut un rezultat excelent într-un proiect pe care nu l-ai cotat ca fiind extrem de interesant. Și uite, totuși ai reușit să faci imposibilul. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Aveți noroc la bani și asta înseamnă că fie vă puteți cumpăra ceva de ce aveți nevoie, fie găsiți un produs la o reducere foarte bună. Iar gemenii care vor să se mute sau să facă o schimbare în locuință, astăzi s-ar putea să-și găsească locuința pe care o caută sau produsele sau obiectele care vreți să vă decorați casa. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Vă întâlniți cu o persoană cu care nu ați vorbit de mult timp, poate fi și o întâlnire în lumea virtuală, dar tot întâlnire se cheamă și s-ar putea să discutați un proiect de afaceri, un proiect care vă va aduce niște beneficii. Această întâlnire vă ajută foarte mult și vă susține foarte mult în viitor, iar starea de bună dispoziție pe care vă aduce această discuție se va simți, își va face simțită prezența pe întreaga durată a zilei. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Să știți că vă puteți îndrăgosti, puteți întâlni o persoană cu care să aveți o relație de lungă durată și este o persoană care vă arată o altă latură a vieții, o altă perspectivă la care doar ați visat și la care doar ați sperat. Acum vă arată o cu totul altă posibilitate de a vă trăi viața și apreciați foarte mult acest lucru. Fecioară, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Se pare că în viața voastră revine cineva care fie nu v-a putut uita, fie a realizat că a greșit. Și o să-și dorească foarte mult această persoană să renoade relația, să primească o a doua șansă și chiar e posibil să i-o acorzi. Balanță. Ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Cineva drag vă face o vizită. Și chiar aveți nevoie să vă intre cineva în casă, chiar și prin intermediul lumii virtuale, dar tot intrat în casă se numește. E o zi în care simți foarte mult nevoia să comunici și să ceri o părere celor din jurul tău, să discuți cu oamenii dragi. Partea bună a acestei zile este că și ei la rândul lor sunt dispuși să petreacă ziua cu tine, să te asculte, să te sprijine, să-ți dea o sugestie. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. S-ar putea să vi se facă o nouă ofertă de lucru și să vă stârnească mult interesul. Să acceptați această ofertă și veți vedea că nu veți regreta deloc, ba dimpotrivă veți avea pe lângă beneficiile materiale și parte de lecții importante de viață care vă vor ajuta să vă maturizați și mai mult.
Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi vă orientați către o activitate care va pune în valoare niște aptitudini. Este o zi în care vă destindeți, dar în același timp faceți și ceva productiv. Aveți foarte multă creativitate, pasiune și investiți mult suflet în acțiunile voastre astăzi. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Primiți o veste bună în familie și se va celebra, fie cu o masă festivă, fie cu o discuție între rude și prieteni care comunicați această veste și faceți planuri pentru o întâlnire specială în viitorul apropiat. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Încercați să nu vă mai plângeți de milă, pentru că ceea ce experimentați acum este consecința unor acțiuni pe care le-ați făcut în urmă cu ceva timp. Nu le-ați gândit prea bine și acum, uite, trebuie să restabiliți echilibrul. Nu vă plângeți însă de situație, pentru că veți găsi rezolvare la ea. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Este timpul să faceți un consiliu de familie și să ajungeți la o hotărâre comună legată de o moștenire, o separare de bunuri, o achiziție importantă sau o renovare. Dar aceasta se poate face doar după ce discuți și discutați între voi în familie și luați o hotărâre comună. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de sâmbătă, 12 februarie. Vă mulțumesc că le-ați ascultat. Vă doresc un weekend cât mai frumos și bucurați-vă de această zi de sâmbătă, pentru că este foarte echilibrată din punct de vedere al planetelor. Vă doresc o zi superbă, iar noi să ne vedem cu bine și la alte filmări. Iar dacă îți place ceea ce se întâmplă pe acest canal de astrologie, nu uita să apeși butonul subscribe sau în limba română abonează-te și dă un like, dă un share și nu uita că citesc întotdeauna cu mult interes ceea ce scrii. Îmi face multă plăcere să mă uit pe comentariile tale. Pe curând tuturor, să aveți o sâmbătă superbă! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia. În cazul meu este zodia leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare, sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci, datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite în niciun fel dacă nu dați click pe asta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați
către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm. Clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!